Bine ați venit la întrebări. Să revedem întâi întrebarea la care trebuie să dau răspunsul azi. Viteza cu care se propagă flacăra de-a lungul fitilului nu este constantă. Cu alte cuvinte, dacă un fitil arde atunci când îl aprind la un capăt într-un minut până când flacăra ajunge la celălalt capăt, asta nu înseamnă că dacă îl tai în două părți egale, cele două părți vor arde fiecare în 30 de secunde. Poate că una va arde în 20 de secunde și cealaltă în 40 de secunde. Să nu uitați acest lucru când încercați să găsiți răspunsul la întrebare. Să presupunem că avem două bucăți de fitil care ard pe toată lungimea lor, amândouă, în câte un minut. Deci dacă le aprindem la un capăt, trece un minut până când flacăra ajunge la capătul celălalt. Și întrebarea este următoarea. Cum putem, folosind aceste două fitiluri, să măsurăm exact, nu aproximativ, exact 15 secunde? Avem deci două fitiluri care ard pe toată lungimea lor, fiecare într-un minut. Dar viteza cu care se propagă flacăra de-a lungul lor nu este constantă. Și problema care ne încurcă este tocmai această viteză variabilă a deplasării flăcării de-a lungul celor două fitiluri. Dacă această viteză ar fi constantă, problema ar fi evident foarte ușor de rezolvat. N-ar trebui decât să tai un fitil oricare în patru părți egale și apoi să aprind una din cele patru părți la un capăt, ea ar arde într-un sfert de minut, adică în 15 secunde, exact timpul pe care vreau să-l măsor. Dar din cauza arderii cu viteză variabilă, nu pot să rezolv așa problema, degeaba tai un fitil în patru părți egale, cele patru părți nu vor arde în perioade egale de timp. Știu doar că timpul total de ardere al celor patru bucăți este un minut. Dar un fitil are două capete. Ce se întâmplă dacă îl aprind la ambele capete? Atunci timpul care trece până când se vor întâlni cele două flăcări va fi jumătate din timpul total de ardere al fitilului. N-are importanță că arderea nu se face cu viteză constantă. Ca să se întâlnească cele două flăcări, trebuie să ardă toată lungimea fitilului. Dar pentru că acum arderea se face cu două flăcări, timpul de ardere va fi jumătate din timpul total de ardere. Deci, din momentul în care aprind cele două capete până se întâlnesc cele două flăcări, vor trece 30 de secunde. Probabil că cele două flăcări nu se vor întâlni la mijloc, dar n-are importanță. Timpul total de ardere fiind un minut, timpul de ardere până când se întâlnesc cele două flăcări va fi jumătate din acest timp, 30 de secunde. Această observație ne permite să găsim răspunsul la întrebare. Noi trebuie să măsurăm 15 secunde, dar 15 secunde reprezintă un sfert din timpul total de ardere al unui fitil, iar un sfert înseamnă jumătate din jumătate. Așa că putem proceda în felul următor. Aprindem în același moment un fitil la ambele capete și pe celălalt la un capăt. Le aprindem toate aceste trei capete în aceeași clipă. În clipa în care fitilul care arde la ambele capete a ars complet, aprindem și celălalt capăt al fitilului care până în acel moment a ars doar la un capăt și din acest moment vor trece exact 15 secunde până când va arde complet și al doilea fitil. Pentru cei care n-au înțeles, să vedem de ce. În momentul în care fitilul a prins la ambele capete, a ars complet, au trecut 30 de secunde, ceea ce înseamnă că fitilul a prins la un capăt mai are de ars 30 de secunde. Și asta înseamnă că dacă l-a prins acum și la capătul celălalt, timpul total de ardere se reduce la jumătate. Adică după 15 secunde, cele două flăcări se vor întâlni și în acest fel am reușit să măsor exact 15 secunde. Deoarece n-am fost acasă câtva timp, am filmat acest material în aceeași zi cu cel în care am pus întrebarea, adică pentru cei care mă urmăriți acum o săptămână. De aceea nu pot să spun aici numele celor care au dat răspunsuri corecte, nu știu acum când fac filmarea aceste nume.
dar voi îndrepta această omisiune în următorul material din această serie, când voi spune și aceste nume, precum și ca de obicei numele celor care vor răspunde corect la întrebarea de azi. Să o auzim. Un liceu a organizat un concurs de șah. Finala concursului urma să se desfășoare într-o sală de clasă în care, ca în oricare sală de clasă, se găsea o tablă. Pentru ca toți spectatorii să poată urmări în condiții bune partidele jucate de finaliști, organizatorii au atârnat peste tabla din clasă un ecran, așa cum vedeți în imagine, și au adus un laptop și un proiector pe care l-au conectat la laptop. Pe laptop au instalat un program de șah, iar un elev instalat chiar lângă masa la care se juca finala urma să mute piesele în aplicația de pe laptop, exact așa cum mutau finaliștii. Și în acest fel, toți cei prezenți puteau să urmărească pe ecran desfășurarea partidelor. În așteptarea începerii finalei, elevii spectatori se adunau în sala de clasă, iar pe ecran era proiectată imaginea tablei de șah, așa cum vedeți în imagine. Și am ajuns deja la întrebare. Poate fi imaginea tablei de șah pe ecran așa cum se vede în această imagine? Și vă rog să vă și motivați răspunsurile. Adică, dacă veți răspunde da, de ce credeți că imaginea tablei de șah pe ecran poate arăta așa? Dacă veți răspunde că nu, de ce credeți că nu poate să arate așa imaginea tablei de șah proiectată pe ecran? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!